Așa a început totul, în 4 iulie 1876, când a luat ființă Societatea Crucea Roșie din România. La nici 3 săptămâni de la înființare, prima ambulanță a Crucii Roșii Române a plecat într-o misiune umanitară pe frontul sârbo-turc de la sud de Dunăre, pentru a acorda ajutor medical militarilor răniți, indiferent de tabăra din care făceau parte. Au urmat alte și alte misiuni, intervenții în diverse zone unde era nevoie de ajutor. Au fost sute de campanii umanitare în care s-au adunat milioane de lei pentru oamenii care au rămas fără case și fără nimic. Este greu de contabilizat numărul de acțiuni și intervenții sau numărul tuturor cursurilor de prim ajutor pe care le-au organizat, tonele de alimente pe care le-au adunat pentru săraci sau sutele de mii de voluntari implicați de-a lungul anilor. Cert este că și fără a avea aceste cifre, este clar impactul pe care l-a avut Crucea Roșie Română în cei 140 de ani de existență. Impactul noi considerăm că a fost major. Este o organizație veche, puternică. Și credem noi importantă în societatea, nu numai românească, ci în plan mondial, în fiecare comunitate. Ajutarea persoanelor suferinde, transmiterea unui mesaj de umanism, educarea populației au fost obiectivele după care s-a ghidat Crucea Roșie, care a avut un impact puternic nu numai în viața celor ajutați, dar și în viața tuturor care fac parte din această mare familie. În general, noi oamenii de Crucea Roșie ne identificăm cu Crucea Roșie și cred că nu mai avem viață personală, pentru că inevitabil este, să zic așa, un microb care intră și nu mai iese. Suntem absolut total dedicați cauzei. La acest ceas aniversar, la Palatul Elisabeta din capitală, aproximativ 500 de persoane au format o cruce roșie umană, iar Principesa Margareta, președintele Crucii Roșii Române, a dezvelit o plachetă aniversară. Crucea Roșie Română este singura organizație umanitară cu o rețea funcțională pe întreg teritoriul țării, având 47 de filiale și aproape 2000 de subfiliale.